Bă, bună dimineața vorbitorilor de limbă de asta. Vorbitorilor de limbă de asta, etică, și care nu înțeleg limba asta, că ei trebuie să vorbească, nu vorbesc rap, eu vorbesc dialectul moldovenesc, nu vorbesc limba voastră română. Nu vreau azi. Etică, mă duc să cu inflicțiuni din alte, de pe unde m-am dus. Da, ați văzut. Mă dusăi, chigine așa. Mă dusai la să le cumpăr la copchinii. Eu te am și copchii pe acolo pe sus. Sunt de mine. V-ați văzut, știți când se țineau de tine curșile sau vreo rață. Te alerga prin tata, așa sunt mâțile astea de mine. Așa. Haideți să vă zic. Și copchii, știi? El când le vezi ca copii și ea nini foame și acum sătii și acum vreau să mă ies afară și acum vreau nu știu unde, acum vreau să mă primești înăuntru și nior la ei la ușă. Deci, trecem peste. M-am dus să-mi cumpăr din care la copii și ea de sus. Așa. Ia uite cum stă, bre. Adracu. Are copac. Îi spun și dacă nu avem copaci în casă, putem să avem copaci în casă, avem de ei, așa, le-am cumpărat copac, m-am zis, așa, ele acum scris la înălțimii. Vreau să mă îmbogățesc, scuze, le mai cumpăr un copac. Mulți copaci o să le cumpăr. Păi, nu e un mobil pentru mine, e un mobil pentru el, că ele sunt mai multe. Așa, e o suficientă de cavou singur scaun. Și pe așa la așează. Și mai. Așa. Și m-am dus să cumpăr de mâncare. Da. Dar vedeți că acum, să știți că tot pamflet la prostie este. Da. Chiar dacă vi se pare că vă laud. Eu n-am avut timp să stau să văd când vorg eu femeile și bărbații și ea. Adică numai la casă vorghit. Ca să știu dacă erau români sau altă naționalitate. N-avem de unde să știu. Fiți atenți. Și când să intru la magazin și ala, acolo ușile se deschid singuri. Deci bărbatul nu trebuie să se ducă să deschidă ușa, că el de aia te se duce înainte, să-i deschidă ușa la femeie. Acum, dacă sunt uși glisante, intră femeia, nu mai intră bărbatul. Mai putem, bre. Nu mai putem. Așa. Bă, și-am găsit un bărbat care știe asta. Dar nu ea, eu era pe stradă, mi se spunea, eu nu știu, că nu mă interesează dacă erau soț, soții, frate, sor, treaba lor și erau, că nu mă interesau, ai înțeles, familii tradiționale sau nu, treaba lor, dacă erau familii tradiționale, nu mai faci rușândii, dracu, familii, dacă erau familii, erau nu tradiționale, familii, așa, că ăștia nu-s violenți. Ai, nu-s violenți, o la școală. Și-o lăsat-o pe femeia cu care mergea el, înainte, da? Că așa era mai în vârstă ca mine. Și după aceea m-a lăsat pe mine. Înțelegeți? Ai treabă bună? Ești frumos? Și eu am zis mulțumesc, că așa se spune, fă proasta, dracu. Ță dracu de oricât de mult ai și, știi, mulțumesc, thank you. Din cap. Știi? Ai înțeles? Nu știi când n-ai tu să știi și limbajul borghește așa ea. Așa. Da. Deci. Și la casă, după ce am cumpărat, nu a urlat nimeni pe la mine pe acolo, eu am putut să mă uit. Am găsit niște șorachii moi. M-am fărărit în jurul lor, până la urmă nu i-am luat. Ghine am făcut. Oricum nu avem bani de lapte condensat, deși eu cu banii care m-am dus, ca să înțelegeți, asta e mâncare pentru mine. Las pentru restul, că restul... Pentru restul au fost bani. Ați înțeles? Nu am avut bani de lapte condensat. Nu ne-a mai rămas. Erau 100 și 20 de bani. E, și ghinion. Așa. Și nu am mai avut că asta este. Să facem că nu mai era bani de lapte condensat. Ghinca în cafea. Da. Adică vroiam să-mi fac niște prăjituri. Ca să înțelegeți.
Am niște prăjituri, am niște lapte special, niște brânză specială. Am uitat cum se numește, e făcută aici la italien, am învățat eu o rețetă de la ei. Da, am cat odată. Așa, și ne-au rămas. Acum eu nu sunt acolo. Înțelegeți? Când sunt acolo, vă zic eu. Când mă duc și mănânc. Aia mă filmez. Eu știu și mănânc. Eu am mai încercat. Da. Eu mai încerc. Eu nu eu tot. Ați înțeles? Eu așa fac, să știți, că eu când ne e ceva sau ne e poftă sau ceva, eu mă duc să încerc și rog frumos, eu mă duc cu farfurie sau cu o chestie, mă duc să-mi pun și ne intru ceva. Că eu vreau să gust. Atât. Eu vreau să mănânc. Vreau să gust. Că lumea zice că fac parte din categoria celor care mănâncă după ce au gustat. Că dacă aflu că îmi place, mă uit, văd și cum arată și mă să-mi cumpăr singură. Ați înțeles? Dar eu vreau să știu dacă mă duc să cumpăr sau nu mă duc să cumpăr. Da. Că poate nu-i nu-mi place. Și la casă, dar eu aveam mai puține lucruri, că vă dați seama, eu mai mult erau pentru mâță. Da. Așa. Și verzături. Eu bag în mine verzături. Ei, să facem. Așa. Și de aia asta așa frumoasă. Aer curat. Și că morcovul tânăr, dar și de mai morcovul trebuie și tânăr. Da. Nu trebuie și morcovul tânăr. Altceva trebuie și tânăr. Să știți că sunt femei care arată la 50-70 de ani. Mai ești odicător și bărbat. Da, deci nu a rămas. Sunt mișto cum arată ele. Sunt mișto pentru și fac. Că să înțelegeți. N-aveți mai cum. Așa. Și cum să erau numai muieri la casă la mine, dar și la alte casă nu m-am uitat, vă zic sincer că avem treabă. Așa. Și muierile cele aveau o grămadă de chestii și era săracul unul în spate. Da. Așa. Care avea o pâni. Ori săracul n-avea pâni în casă. Ați înțeles? Așa. Ori l-o fi trimis femeia ei sa că uitați să cumperi pâni. Că și eu fac asta, mă duc undeva și cumpăr de tăti în afară de ce trebuie. De basic. Da. Și când dau seama că lipsăști, eu îi zic la cui mă zic, cui zic, când pe vremuri erau bărbați, acum nu mai sunt așa. Și facem două luni diferite, nu avem ce treabă. Și scrie, vrei să te oprești să cumperi o pâni, să cumperi obeuri. Tați liniștit, așa. Îi le punem tampoanele, deci credeți că obeurile erau pentru mine? Stați vreo liniștiți, că obeurile nu erau pentru mine. Deci unde a rămas? Adică aici nu era pizdă masculină, ca voi să înțelegeți. Pizdă masculină erau aceia care s-au căcărit, că ei sunt șoferi de tir, da? De parcă ei singurii care sunt șoferi de tir. Sunt români plecați șoferi de tir și care fac tirul lipisită. Nu-i să-i vezi că se enervează la casă. Nu o să vezi că românul care el, vai, dragă, am fost nu știu câte ori, dar și nu te-au pus să conduci atâtea ore și acum să te enervezi? Cu și femeile de acasă, la ora la care ai venit tu cu aia de sau bărbații, să fac cumpărăturile. Și uite că noi nu vrem să te lăsăm înainte, că ești nenoroșit. Deci pe ei s-a lăsat, deși. El să te frumos acolo, s-o așa frumos la rând. Da? Noroc, eu de-aia de asta nu l-am văzut eu. Eu recunosc, l-au văzut alte femei. Așa, că eu am început să devin ca voi, proastă. De lăsătoare. Lasă-mă să te las. Mai comentez câteodată, când e prea evident că sunteți totalmente imbecili. Da, așa vă las, dracu. Și-a văzut femeia aceea, l-a văzut pe băiatul ăsta, care avea o singură pâni. Și-a zis, și da, treci în față. Și dacă e, și se uită la mine, femeia. Și-a zis, treci în fața mea, când ar nică. Hai. Și eu frumos așa, mi-a cerut eu permisiunea pentru băiet, la celelalte două femei, cum mai erau încă două înainte mei, că erau numai muieri la casa și așa. Deși, vezi că așa la care se duci și așa, nu sunt numai
sunt pentru ei. Da, cu aceștia nici dracu nu stă. Aceștia nici n-au nevastă. Aceștia, că voi să înțelegeți. Șoferii de tir care sunt plecați în străinătate, așa au muieri. Înțelegi? Poate cu toate sunt români și poate unele sunt străini. Nu contează. Aceștia n-au. N-au, că le lasă și cele de acasă. Că sunt proști. Ați înțeles? Ei nu știu să vorbească. Și de când îi vezi, ai deja glumit. Unde la rând la casă? Ai glumit, da? Dar stai că glumesc și eu într-o zi, bre, că dacă mă sunt așa rău de tot, nu am de unde să știu. Poate glumesc și eu cu o palmă, fac puuuuc, ai ce să fac, că mi-o scapa mâna. Așa de feministă sunt. Atât de feministă sunt. Ca să înțelegem. Mi-o scapa și mie o leacă mâna. Și frumos a fost. S-a dus omul în față. Băi, înainte de asta era un băiat care mai avea niște chestii, nu știu ce se întâmplase la casă la el, că nu mă interesează. Așa. Și o mai durat până când nu puteți traca și peste șala. Șala era deja acolo. Așa. Și o frumos s-a dus. Acum ați înțeles? Nu trebuie să și însărșinată. Nu trebuie să și, nu știu și, e om. Ați înțeles? E om. Și din greșeală el s-a dus cu o singură pânii. Ați înțeles? De-a avut de luat, de luat o singură pânii. Ei, și vrei dacă a avut o singură pânii. Da? Deci cam acolo este prostia, cam acolo duci prostia voastră. Să ne aducem aminte de proștii care au început să țâpi la casele și ele, clienții, nu magazinul. Magazinul n-are de jenă. Mii de rare ori pe planeta asta ni s-a întâmplat ca cineva de la casă să comporte urât, mă refer față în față. La telefon au tupeu. Toți aveți tupeu la telefon. Ba, aveți un tupeu fantastic! Voi sunteți târfilii sociale, care în realitate, ați înțeles? Ați fi în stare să ne spargeți și capul. Că sunteți niște târfi. Dacă ați pute, ați trebui și invizibil să ne spargeți și capul. Că voi așa sunteți în creierașul și ala al vostru, voi credeți că cineva vă datorează respect, dar voi nu vă aveți deloc respect. La voi respect s-a dus de mult. V-am spus, erau să plecați, veniseră într-o sâmbătă, sau dracu, duminică și era, era după amiază. Ți-o minte și acum că era 3 după amiază, vă spun eu. 3 la 3 m-a sculat fata că e foame. Și m-am dus să cumpăr de mâncare. Așa. Când am fost atacată într-un alt magazin. Și nu zic numele magazinului, că magazinul nu are nicio treabă. Ați înțeles? Supermarketul și ala, clienții de acolo, sau cum se numește, persoanele de acolo, ele sunt întregi la cap. Ați înțeles, angajații de acolo sunt întregi la cap. Da? Clienții care se duc acolo, clienții care s-au dus acolo, erau deși ea proști. Bă, da, proști! Bă, da, proști! Însă și ea care sunt, care lucrează la call center, cred că. Sau în relații de cele de-a sau ascuns pe sub birouri. Ce faci să vezi sub birou? Să ieși afară de sub pat și de sub birou. Că nu mă mai suportă lumea. Așa. Nu înseamnă că toată lumea e la fel. Eu vă zic și au zis așa și ea. Da? Deci asta ca să vedeți cât de proști sunteți. Unii dintre voi. Da? Când m-am dus eu atunci, și-o aruncat cu, cum se numește, cu, așa la clientul după mine. Vreți să-și iertau din orși. V-am spus că în perioada respectivă găsau din orși să-și ierte. Că ei credeau că au bani și o să... Bă, vedeți că noi omorâm oamenii. Nu-i doar faultăm. Dacă am faultat vreodată pe planeta asta pe cineva, este pentru că era mai puternic decât noi din punct de vedere fizic. Noi când plănuim să omorâm pe cineva, noi omorâm de aghinile. Noi nu știți că stați, că vreau doar să-l rănesc un pic, cum sunteți voi.
Deci Asperger omoară lumea. Deci când un Asperger a deșit să-ți fut, să te omoare, nici nu spune că te omoară. Nu te amenință. Se întâmplă și la revedere. Pa! Cruși! Dumnezei! Nu te mai găsești în Izraelcu! Că din Asperger. Pentru că i-a scos din săritii. Voi nici nu-i găsiți. Se serial killer-ii aia care nu-i găsesc, nu-i găsesc niciodată și îi găsesc replica la serial killer și ai, și să faci. Apăsați butoanele, că ăia suntem. Nu mai facem sinapsele. Da? Ca să înțelegem foarte clar. Este problema voastră și proprie și personală cum vă manifestați voi în viață. Vis-a-vis de noi, că nu reacționăm în funcție de cum sunteți voi. De eu, acum am putut să fiu civilizată. Doar deși. Deși, vă spun eu. Pentru că oamenii și ea nu ieșu cu prostia afară. O ieșu cu 7 ani de acasă. Cu civilizația. Cu bunăsânț. Cu bunătatea. Așa, nu ieșu că prostia au răie. Că prostia... De-aia este de sex feminin. Că bărbatul n-are cum să fie prost. N-are cum. De-aia am zis că proastele de sex masculin. Băi, eu refuz să cred că bărbații sunt proști. Deci, în concluzie, dacă văd pe unul că e prost, că pare așa, e posedat, înseamnă că e posedat de prostii. L-o posedat prostia. Da. Ce să facem? L-o posedat prostia. Și asta este. Sănătate și un braț verde. Că au venit unii și zic, deci că tu ești care urăști bărbații. Ei, să vă urască și pe voi. Și el mai tare să vă urască lumea cum vă urăsc eu, bre. A, dracu de proști. Că așa la sigur era prost. Da. Și el mai tare. Și mai tare ură pe care vreodată în viața asta să o păzăști, să o păzăști, să n-ai alt fel de ură, este aceea ura mea, care e în capul tău, nu în capul meu. Vă rog frumos, nu. Nu. Aia din căpățâna ta, știi, că tu nu prea știi. Că de fapt, de cum ți se treaba. Că pe tine te duci capul, ca vorba. Dușerea de cap e cu totul altceva. Dușerea de cap este analfabetism. E retard rațional. Nai. Analfabetismul e analfabetism și retardul rațional, funcțional, de care vreți voi, asta este. Mulți dintre voi nu v-ați născut autiști, nu, dar voi decideți să deveniți retarzi, ca așa ne numesc în cărți proștii, că ne naștem retarzi. Este doar pentru că nu vrem să comunicăm. Nu vrem să exprimăm sentimente. Cred că nu exprimăm sentimente plângeți tată. Ei plângeți și voi, generația următoare, fie că plângeți, fie că lacrimile sunt în timp ce râdeți, nu contează, important este că plângeți. Sunt lacrimi, adică voi, sunt lacrimi, e lacrimi de lacrimi. Așa, deci cam atât. Simpaticilor, deci asta este, a fost și reclamă la prostie. M-am zis că e rost la prostie. Ca să vă vedeți prostia. Vă comparați, faceți comparații de atunci față de acum. Atât de simplu.